Zic că domnul Florin aici la dumneavoastră, a venit de la dumneavoastră, de la, cum îi zice, la unde aveți Imbiz, rotisor. Unde aveți rotisorul? Am mâncat ceva la dumneavoastră la... Să vă fie de bine, vă mulțumim așa. Pentru vizită. Vă mulțumim mult, aici frumoasa dumneavoastră fetiță. Ne face o mică prezentare, ne-am mai făcut o prezentare frumoasă data trecută, dar am zis să îi facem iarăși o vizită. Florina, unde ai dus calul mare? Acolo. Oare dacă îl strigăm, vine? Da, cum? Hai, corbule! Hai la tată, hai! Hai, băi! Ăla-i! Păi ce faci? Hai acasă! Ia, Florina, întâlnește-te cu el, du-te înapoi. Întâlnește-te cu el, te rog. Hai la tată, hai acasă, hai! Ia, vorbește cu el, Florina. E foarte frumos corbul. Ăla-i. Da, da. Și prietenos domnul Cristi. Da, da. Face mai mult ca tot. Exact. Hai aici, tată, hai la tată, hai aici. Hai dați acasă, hai. Bă, 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 ușor, băi. Lasă-l, nu, nu. Bă. Lasă că prinde aici ceva faină. Bă. Corbule! Bă, bă. Nu, lasă, lasă că dacă... Are chef de joacă. O vrut să... Florina, o vrut să îi numere dințișorii? Nu. Cel mic, la cel mare. Da. Cred că da, așa-i? Hai să-mi, dacă vine după tine iar negru. Cum îl cheamă pe negru, Florina? Corbu. Corbule. Corbu și Bogdan. Hai la tata, mă. Caută să se tăvălească. Bă, vino aici. Hai acasă, hai. Aici are viață liniștită. Nu e acolo. Vine, Florina, să nu te sperii! Nu! Se plăște greu. Acum trebuie să duc și eu, că și-o dat de poartă a vijat. Eu nu-l pot pe jos. Putea fugi cu mine. O parte mai bine, știi, să aibă potcoavele, dar să ai să-i plimbi și ăsta, da? Și să stai pe grajd. Ce, frate, mai duc de noi, frate, mai duc, știi? Bă, și eu îl mai pun după lemnul, după ăsta. Pe negru? Da, cu... Deci ar trebui să fie invers, nu, domnul Cristi? Cum? Să ducă pe la mare și să meargă ăsta mic. Da, să vină ca și cățelul ăsta mic, așa-i? Da, da, invers situația la noi. Un cal foarte, foarte, foarte blând. El e un cal liniștit. Bine, acum nu știu unde a fi fost el. Hop, hop. Hop, hop. Hop, copile. Nu ți-i rușine. Ei, dar nu tot timpul. Da. Numai câteodată. Gelos un pic. Te caută să se tămălească. Florina, cum e acum la școală? Foarte bine. Fain? Ha? V-ați întâlnit fetele? Da, ne-am și? Întâlnit în prima zi de școală. Și cum o fă la prima revedere? Cu prietenele tale și cu colegele. Puțin, cam greu cu măștile. Aia e problema cu măștile, aia e... Trebuie să le purtați? Și da, și cu pauzele, nu ne putem întâlni cu celelalte clase. Am înțeles. Nu, asta dați distanțare. Ce să facem? Și în clasă avem distanță de 1 metru fiecare bancă. Așa? Și doamna profesoară e cu masca pe gură? Doamna profesoară e cu... Ei, are pe gură, de la... Ha? Toate profesoarele. Pe el cum îl cheamă? Sasha. Sofia. Sasha. Sasha. Domnișoare, vine la tine. Da. Să vină. Hai. Hai. Bravo. Hai. Hai. Hai tu sus. Hai. Hai. Super. Hai. 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 Să pune jos. Să pune acolo, să tolănește. Și noi nu-l vedem de aici, că e fânul. Nu duc dacă vrei. Nu, lasă că e ok. A, gata, s-a pus jos. S-a pus? Nu, Cristi, că vine de la cruz să te vadă. Bun. E bine, e bine, domnul Cristi. Stai sus, tată. Sus, sus. Așa. Așa. E, să-l ținem în brațe. E gras, bă. E gras. Nu, păi, dar sunt bunit acum. Mai trebuie. Știi. Uite.
Îmi place, domnul Florin, îmi place că are culoare frumoasă. Nu prea vezi în toată ziua un poneu așa. E, fii atent la ăsta mic, la Sașo. Draga, aici, draga mea, ți-o fă frică, draga mea, când ai văzut că vine buldozerul, că tătine, a? Dacă observi bine, așa? Rar, ce? Așa, împărțătură. Da, domnul Dorel mai are așa de la noi, de la Florești. Da. Are... Părerea mea, un pic mai trebuie de... Mă! E, dacă îi place lui să pună gura pe ăsta la alt mic. Nu, că așa îl bate și ăsta când e... Când e legat? Când e legat. Prinde și el de el? Da, păi se ridică unul la altul. Ah, deci... El aia așteaptă acum să se joace. Aha. Deci e reciprocă. Ăsta ar fi miniatura lui calul lui domnul Ionuț. Lui Ionuț de la Săcădat. Am ceva de pregătit de acolo. Ceva puternic. Deci e un cal exemplar, nu-l vezi în toată ziua și la oricine. Da. Dar e modelul ăsta. Așa, dar în miniatură. În miniatură, bine, nu poți să compari, da? Ca formă, ca culoare. Bine, mai duci un pic, Florina, dacă te rugăm. Hai să te vedem cum alegi cu el. Hai, du-te. Pe, cu Bogdanel. Ia să-i vine și negru. Hai, tata, hai. Veni intra cu el. Hai, mă. Să fii numai pe fază cu caii. No. Se oprește, mă, nu. Dar e gelos el. Aha. Dar știe că e mai mic, știe. Știe că e fata cu el. Uite. Așa ca să te tai la casă, mă, Doamne, și să poți să-l ții slobod. Deci nu duci gândul că ai un cal. Ia sens, întoarce și el. Dar cum? Ia strigă și pe... De fapt nu trebuie să strigi. N-ai. Hai, Bogdane, țilene! Hai, copile! Dai, poftim? Dai bine! Poneiul l-am făcut! Poneiul l-am curățat, de tot! Că știi că n-ați fost înainte, nu era, n-am avut timp! Super! Dai! Arată și tu! Stai! Fii cu minte, gata! Yeah! Florina, fii atent aici. Hai mai aproape, te rog. Uite, te primești ceva. Primești ceva fiindcă tu iubești puneii. Uite, vezi? Vezi acolo? Doamne, vă mulțumesc frumos. Fain? Da. No, noi îți mulțumim tare mult și ne bucurăm să vedem tineri care iubesc caii. Lasă puneiul la mine și du-te, adu-i și tu la domnul Cristi. Tot așa, pe filmul. Așa, că avem și noi o surpriză pentru Și ia ți-o pregătit domnul Cristi, pe cum? Din metale faci atâta drum și... Ăla nu ți-a deranj pentru mine? Bogdanel! Place? A, e Bogdanel! A? Fugi, fugi! Fugi! Hai să ne adu un țărăt, că e armăsară ăla. Dă-te, mă! Bă, stai! Stim! Aici sunt mai multe echipe. Și s-a dus calul mare după armăsar. Păi ăla mea are și după cu. Da, copile, vrei să mă ataci? No, arată-i la domnul Cristi. Deci avem așa două clopote. Seria... Îți însemna cu seria 7, e un clopot. Destul de vechi și frumos. Astea sunt de cai. Da. Așa. Le faceți dumneavoastră cadou la cine credeți că le merite. Așa. A, deci pentru să le fac cadou, da? Da. Super fain. O potcoavă de ornament. Așa. Pentru dumetale, asta în semnul prieteniei ei. Așa. Și o zăbilă. Aș dori pentru domnul Darius, pentru poneii lui. Care Darius? De la Bistrița sau de unde Dumnezeu e? Cel cu poneii, v-am văzut videoclipul. De la Bihor? De la Bihor, da. Da, da, mă, omul, de ce s-a întors cu armăsarul? Să aducă calul. Așa mă duc să-l leg. Da, un om bun, omul ăsta. Da. Florina, dă-l în culo, te rog. De cine e? Dă-l în culo, în culo. Așa, așa. Hai, mă, ia-ți! Da, auziți! Auzi că-l vinde! Cum îl cheamă? Da, Florina. Nu intrăm noi în detalii. Ce nu ne ăsta. Hai mai. Așa. Zici că asta e pentru mine? Da. Îți mulțumesc tare frumos. O să țin amintire de la tine și zăbăluța asta
E pentru Darius de la Bihor? Da. De la Sfânt Andrei? Da. La Sfânt Andrei, da. Așa. Am văzut videoclipul, are niște pune foarte bine. Bă, Darius, vreau să spun așa. Florina, da, Darius mă sună pe mine foarte des, mă, și câteodată nu pot să-i răspund la telefon, mă, știi? No, să nu se supere, dar o să-l sun eu după aia. O să-l sun eu astăzi. Ce e, copile? Ce e, copile? Da, copile. O să te duci și tu un pic cu ea încolo, cu el. Stai grijă numai, bun? Bă, dar știi ce noroc că e cu negru? Că nu se suie pe surmă, păi da? A fost crescut cu cai ăla. Păi da, că se suia negru pe sur, era problemă gravă. Că nu, eu nu puteam să-l ajut să desfacă. Să des... știi? Bun, am dat seama că e inteligent, că se putea urca și pe ponei. De-aia nici, de-aia nici nu s-a agitat domnul Florin așa. Da. Înțelegi că dacă era de ăsta, odată era prins. Da, cine știe în ce conjunctură? Poate o fi fost el mai agitat în tinerețe? Nu știm noi. Nu? No, domn Florin, l-ați prins? Puteți să rămâneți acolo, așa, domn Florin. Omul a avut răbdare, omul cu noi. O a dus înapoi poneiul. Ce negru l-a dus înapoi, că era să plece în oraș. Ca după el nu era problemă. Tot aici stă și el. Da. Florina, îți mulțumesc tare frumos. Astea o să le dau lui Darius, poate când o să mă duc eu următoarea tură la Bihor. Am fost acum o tură recent la Bihor. Îți mulțumesc pentru potcovuța. De la tine o să bag acolo, am eu o chestie cu... Aia și pe cu... o mașină, domnul Cristi, frumos. Așa. Și domnul Florin, mulțumesc pentru clopote. Noi îți mulțumim pentru vizită. Îți niște clopote frumoase. O să găsesc oamenii potriviți pentru ele. Un om care le merită, să da. Știe ce înseamnă să aștept. Da. Vă mulțumesc tare, tare mult. Florina, noi ne bucurăm că tu iubești căluții și ne-ai făcut o prezentare frumoasă. Poate dacă mergeam la teatru, să zic, sau la un film, nu ne-am fi relaxat atât de... Nu era satisfacția asta. Da, nu eram atât de relaxat și pe cât ne-ai relaxat tu cu căluții tăi. Îți mulțumim și să crești căluții în continuare. Și pe când o să mai vinim pe aici pe la tine, să ai mai mulți. Tot timpul o să găsesc, domnul Cristi. Așa, poate ți-a tati un cal sport, să mergi călare cu el. Ieri am fost la dintre ăsta de călărie. La echitație cu copii, erau ceva fetițe, una era un pic mai mare ca tine, una cam ca tine. S-au suit pe cai, cu șau, treburi faine, exerciții. Și noi ne-ai prins un pic nepregătiți, că și noi avem șau pentru el tot. Pentru poneiuț? Da, cum? Tu la următoare ne dăm călare pe poneiuț? Călare, da, sau la căruță, cum doriți. Numai și timp acum un pic. Da. Super tare. Cheamă-o la tine pe asta mică, Florina, vine, ia vezi. Așa. Lasă-i să cupe. Așa, vezi? Aia era gelos pe el. Stai. Nu aici, hai la el. Hai. Nu ia de armăsa. Altul pune îi rupea, mă, nu suporta să... E, dar ei sunt prieteni, că se cunosc de mult. Rupea și în stânga și în dreapta. Da, dar contează caracterul lui. Are mânj, are urmași din el. Pune eu tu. Când trebuie să monteze, montează și când trebuie să stea, stă. De la tata, stai, Bogdan. Bravo, Bogdan.
La ăsta mare vreau să văd, domnul Florin. Și pe spate, domn Florin. Și pe spate. Ei pe spate. No, bine. Pe mine detaliul ăla mă interesează. Spatele. Spate. Să vedem, are putere să... Uite aici, domnul Cristi. Înțeleg ce zici? Pe odată ce... Ăla-i! Super! E așa, domnul Cristi! Super, domn Florin! Din poziția asta, vezi super. Că nu lovești! Fii atent, numai partea pulpanul ăla-i greutate cu dumneavoastră! 150 de kg! Fii atent! Are o putere în piciorul din spate de... Am văzut niște faze dintre astea! Știu, domnul Cristi, dar nu știe să zburle! Aia, aia e foarte bine! Da! Dacă am bravo copil. La fata asta, u. Da. Dacă, dacă el vrea, poate să ți-a dat un picur pe geaca ta frumoasă. Nu ți-a dat picură, stai. Stai, bă. Dă-te înapoi. Am mai făcut un pic gâtul, nu, domnul Cristi. Cum ai zis dumneavoastră? Da cum, e un cal frumos, îmi place de el. S-o mai tomni de tura trecută. Noi când am fost? Acum vreo 2 săptămâni, nu? Da. Hă? Frumos, cal. Mai trebuie un pic la volumul. Asta e bine, așa că are ceva putere în el, are ceva kilograme. Da, nu e vorba de kilograme, e vorba că să fie el cum să trebuie. Fie baban. Aici așa un pic, șapte. Cum zice domnul Radu, nu-i mai umplutură la fundație. Da. Tu copchile! Ha! Copchilașilor. Se aui la Kim. Și el e gelos ca da, da, dragilor, da, dragilor. Da. Zic, vă mulțumesc mult încă o dată, Florina. Noi vă mulțumim. Tura viitoare o să ne dăm cu calul. Cu calul. Așa? Hai. Cu călare. Vă mulțumim mult. Domn Florin, multă sănătate! Doamne ajută!